Asta e o machetă a galeriei principale din peșteră. Astăzi o să ajungem în zona asta de la intrare și pe sectorul ăsta o să urmeze să extindem în traseul turistic cu aproximativ 50 de metri, dar urmează să construim niște platforme de acces. Și aici o să vedeți niște panouri cu imagini dintr-o altă peșteră, o peșteră din județul Bihor, se numește peștera Coliboaia. În anul 2009, împreună cu 4 prieteni, am găsit pe galerie niște desene rupestre. În imaginea asta puteți să vedeți un craniu de urs de cavernă. Urșii ăștia față de ursul brun erau mult mai mari, ajungeau și până la aproape o tonă și au dispărut acum mai bine de 20.000 de ani de pe teritoriul Europei. Aici, la intrare, găsiți și un panou cu mai multe informații despre ei. Asta e imaginea de ansamblu a galeriei pe care au fost descoperite picturile rupestre. Toate desenele sunt realizate cu cărbune din lemn, dar o să le vedeți în detaliu imediat și o să vă povestesc mai multe despre ele. Aici puteți să vedeți un desen cu rinocer. Aici este un bizon, este și cel mai mare desen din peșteră, are aproximativ un metru lățime. Același desen cu bizonul, ce este interesant la el e faptul că omul preistoric s-a folosit de nișa asta de subdesen care reprezintă picioarele și o desenea numai capul și spatele animalului în completare. Și mai sunt peșteri în Europa cu picturi rupestre în care la fel oamenii preistorici vedeau niște contururi naturale, își imaginau animalul care urmeau să-l deseneze și după aia veneau și completau desenul. Aici e un desen care nu a fost determinat cu exactitate. În schimb, din zona asta a fost prelevat o probă de cărbune pentru datare și a ieșit undeva la 36.000 de ani vechime. Mai există o singură peșteră în Franța cu desene atât de vechi, peștera Chauvet, și în toată Europa Centrală și de Est, peștera Coliboaia e singura în care există picturi rupestre confirmate și datate. Aici aveți un detaliu cu rinocerul. Aici e un desen cu un cap de urs, văzut din profil. Asta este urechea, arcada frontală și botul animalului. Aici e un desen mai mic, care nu a fost determinat, nu știm exact ce reprezintă. La fel și aici, un desen care nu e foarte clar. O presupunere e că ar putea să fie un cerb, astea să fie picioare, coadă, spatele, capul și coarnele. Aici am văzut imaginea cu rinocerul. Și aici, în ultimul panou, avem un desen un pic mai șters, dar foarte frumos realizat. Este un cal, ăsta e gâtul, capul, coama și spatele. Aici puteți să vedeți cum arată un speolog. Cel mai important este casca cu sistem de iluminat, exact cum aveți și dumneavoastră. Odată capul e protejat și tot timpul lumina e orientată în direcția în care priviți. Combinezonul ăsta de protecție care este foarte util în peșteri pentru că e umiditate foarte mare, de foarte multe ori trebuie mers râș, argilă umedă și tot echipamentul ăsta se folosește în zonele cu verticale pentru coborârea și urcarea pe coardă. De aici intrăm în peșteră, aici să aveți numai un pic de grijă la scări, vă rog. Okay. Aici suntem în galeria principală a peșterii. Galeria asta continuă aproximativ 100 de metri în direcția asta, dar podeaua e complet acoperită de blocurile astea de stâncă de dimensiuni foarte mari. Pe sub ele curge un râu care permanent apare apărând la suprafață, peștera fiind izvorul cu râului pe care ați lucrat astăzi.
Peștera are două nivele, e nivelul ăsta de bază unde suntem noi, care e parcurs de un curs de apă principal și mai e o confluență cu un afluent undeva mai în spate, iar deasupra noastră e un etaj superior foarte labirintic, cu galerii de dimensiuni mult mai mici, acolo sunt undeva la 2 km de galerii. Toată peștera are undeva la 2 km jumate și este cea mai mare peșteră din județul Arad. Mai în față și niște zone concreționate, destul de frumoase, sunt asemănătoare cu astea de aici, din spate. Și până acolo o să vină construite niște platforme, scări, balustrade și de sezonul următor, o să poată să fie vizitată pe lungime mai mare, probabil o să fie extins traseul turistic undeva la 50 de metri. În peșteră temperatura e constantă tot timpul anului, sunt aproximativ 12 grade. Și o peșteră caldă comparativ cu altele din România, dar asta din cauza faptului că altitudinea foarte mică. Aici la intrarea în peșteră sunt undeva la 320 de metri și în general în subteran e temperatura media anuală a zonei. Cu cât altitudinea e mai mică, în subteran e un pic mai cald. Peșteri care sunt la 1000 de metri sau mai sus, temperatura poate să ajungă și la 4 grade și mai sunt chiar peșteri cu ghețeal permanenți. Peștera mare când a fost în Vietnam.